Marcel Ciolacu este de partea ministrilor internelor și apărării în privința pensiilor militarilor și polițiștilor. Șeful PSD spune că pensiile acestora nu sunt pensii speciale, ci pensii ocupaționale, așa că nu vede de ce ar trebui să fie amestecate cu adevăratele pensii speciale. Marcel Ciolacu dă asigurări în continuare că pensiile speciale vor fi impozitate drastic. Când și cum nu se știe încă. În zona de pensii speciale, în acest moment, cred că am picat cu toții de acord, este aproape inexplicabil cum să ai o pensie mai mare decât ai avut în activitate. Și aici, categoric, vom veni cu o impozitare foarte mare. Restul rămâne să avem o discuție și o decizie în coaliție. Pe de altă parte, liderul PSD spune că la pensiile militarilor și polițiștilor nu este cazul să se umble pentru că nu sunt pensii speciale. Din punctul meu de vedere, sunt pensii ocupaționale, nu pensii speciale. Deci nu ar trebui să fie prinse în acea categorie, că asta e și problema domnului Bode și Dâncu în acest moment. Același lucru, am văzut că și este și la Ministerul de Interne. Din punctul meu de vedere, rămân în continuare și nu l-am avut numai acum, sunt pensii ocupaționale, nu pensii speciale. Iar în privința modificărilor codului fiscal, Marcel Ciolacu afirmă că nu sunt creșteri de taxe, ci s-au eliminat doar excepțiile de la cota unică, plus alte câteva ajustări, după cum le numește șeful PSD. În acest moment, statul român trebuie să-și facă treaba. S-au făcut, în primul rând, nu s-au mărit taxe. S-au scos niște excepții din codul fiscal, lucru prevăzut iarăși în PNRR. Și am văzut și celălalți auditori financiari externi au venit cu aceeași soluție, în primul rând România să înceapă digitalizarea și să înceapă să scoată din excepțiile respective. În momentul acesta este rândul statului român să aibă o colectare mai bună și să înceapă digitalizarea. Pe urmă, ce va fi aplicat de la 1 ianuarie din modificări, vom vedea la 1 ianuarie.